Uite, să vă spun adevărul, băieți. Uite, să vă spun adevărul, băieți. Numai să nu vă supărați. Eu n-am vrut să vă mint, dar vreau să mă fac artist de circ. Cum? Artist de circ? Și tot holbară ochii. Da, intru la circ și mă fac acrobat. Ce, ești nebun? Ba, nu-s deloc nebun. Dar cine o să te ia pe tine la circ? Întrebă Vania. De unde crezi tu că se recrutează artiștii de circ? Recrutează. Și pentru ce? Mă rog, nu vii la școală. Pentru că nu mai vreau să învăț. Și așa știu tot. Cum știi tot? Tot ce trebuie să știu un artist de circ. Nu cumva ți închipui că un artist de circ poate fi analfabet? De ce analfabet? Eu știu carte. Știu carte. Ce fel de știut era dacă scrii cu greșeli? Te emineți întâi școala și după aia înscrie-te la școala de circ. Un artist de circ trebuie să fie și el un om cu carte. Și apoi, după mine, mai bine te sfătui întâi cu Olga Nicolaevna, spuse Iura. Parcă eu nu știu ce o să spună Olga Nicolaevna, răspunse Șișchin. Eu, băieți, zic că nu e bine ce face Costea, sări Igor. Ia să se lase cu de chestiile astea și să se poftească mâine la școală. Și dacă mâine nu vine, îi spunem... Și dacă mâine mâine nu nu vine... vine, îi spunem Olga Nicolaevna, Olga Nicolaevna, toată istoria, hotărâi Iura. Bine, o să fiți niște păricioși, strigă Șișchin. Ba, nu o să fim deloc. Eu te iura. Odată ce te-am avertizat că o să-i spunem, înseamnă că nu suntem păricioși. Nu veni tu mâine la școală de vrei să vezi pe dracu. Îl amenință Igor. Lasă, hai manalâcul. Învață! În clipa aceea se auziră iar pași pe sală și cineva bătu în ușă. Dar Șișchin, în loc să se ducă, se deschidă, se furășe ca un șoarece în pat și s-a acoperit cu plapuma. M-am dus să deschid și m-am pomenit nas în nas cu Olga Nicolaevna. Ei, dar toată grupa aici, se miră Olga Nicolaevna intrând. Ce e cu voi copii? Ați venit să vă vizitați colegul bolnav? Dar băieții tăceau. Nimeni nu știa ce să spună. Costea făcuse ochii mari, se uită la Olga Nicolaevna și își trăgea din răsputeri plapuma peste el, ca și cum ar fi vrut să intre sub ea cu cap cu tot. Olga Nicolaevna se apropie spre el. Ei, ce-i cu tine, Costea? Ești bolnav? Ce te doare? A venit învățătoarea. Olga Nicolaevna era învățătoarea. Da, știu. Nu doare nimic, începuie era. Costea nu e bolnav. Cum așa nu e bolnav? Nu e bolnav și gata. Și Șișchin își dădu atunci seama că totul era pierdut. Ieși de sub plapumă, se așeză pe pat, își plecă în piept capul și a simțit privirile în pământ. Olga Nicolaevna se uită la băieți, dădu cu ochii de mine și mă întreba. Vida, dacă și Șișchin nu are nimic, de ce mi-ai spus că e bolnav? Ce să vă spun, venea să intru în pământ de rușine. De ce taci? M-ai mințit, nu-i așa? Nu eu. El m-a învățat să vă spun așa. Și eu ce era să fac? L-am ascultat. Dacă înțeleg bine, Costea te-a pus să mă minți. Da, am bolborosit eu. Și tu m-ai mințit? V-am mințit. Și crezi că ai făcut bine ce-ai făcut? De el m-a rugat. Dacă el m-a rugat și crezi că a fost bine spre binele lui? Nu. Atunci de ce mi-ai mințit? Am crezut că n-am dreptul să-mi trădesc colegul. Cum așa să-l trădesc? Trădești pe cineva unui dușman? Nu unui prieten. Nu unui prieten? Sau poate că eu sunt dușmanul vostru? Ce era să spun? Am tăcut și am lăsat ochii în pământ.